Stelian și Ramona au primit câte o amendă usturătoare pentru că au vorbit în mod repetat pe ringul de dans, în timp ce invitații erau acolo. Hai mă, Ramona, pe bune, dă-mă dracu de treabă! Ia, de... Ce Alex, de câte ori ți-am arătat spre ei, frate? De câte ori ți-am arătat spre ei? Bă, dar pe bune, nu puteți să stați și voi liniștiți o seară, frate, că dura programul! Ați făcut o dăsă. Fiecare cere de acasă, cum am făcut și noi, și la ei. Se recompensează. Unde vrei să mergem? Nu știu, hai într-un loc retras. Cum ar fi? Nu știu, hai la tine în cameră. De trei ori am arătat lui Alex, uite, eu spun ție că eu n-aveam cum să mă duc la el când începea scandalul. Și am scut-l, frate, și am scut, nu mai vorbi. La cine? Așa-mi făcea Stelian. Băi, nu mai vorbi. Așa-mi făcea și spun, Alex, uite, poate nu mai văd eu bine. Eu nu mai aveam cum să mă duc la el, că mă luam cu el. Eu n-am văzut. Știi ce i-a zis pe acum? De două ori am venit la tine și te-am atenționat. Și n-ai vrut să înțelegi. Așa i-a zis, de două ori au venit la el și l-a atenționat. O să vreau să vorbim ceva, dar încep tu. Hai. Nu, eu te-am ce întrebat. Te-am întrebat deja o chestie și... Hai, acum putem să vorbim, că m-am înțuit-o cap. Acum putem să vorbim. Păi da, atât am vrut să te întreb. Ce m-ai întrebat? Dacă mi-ar plăcea altă fată, dacă ți-aș spune? Da. Dar de unde a venit întrebarea asta? Așa, mă gândeam. De unde, gen? Că trebuie să aibă un fundament. Normal, dar nici... Nu știu, a venit ciudat, naiba, auzi, dacă să-mi placă altă fată. De ce mi-ar plăcea, de ce m-aș gândi la altă fată? Păi nu știu, te întreb. Da, Ramona, dar n-are logică întrebarea, auzi, dacă mi-ar plăcea altă fată. Sunt cu tine. De ce m-aș gândi la... De ce aș mai fi intrat în relație cu tine dacă mi-ar plăcea altă fată? De ce ți-aș mai fi zis că te iubesc dacă îmi plăcea altă fată? Te întrebam ca să fiu sigură. Păi tu ce părere ai? Nu știu, Stelian, și mă dor și urechile. Nu înțeleg, e o întrebare foarte ciudată. Unde vrei să ajungi? Ce s-a întâmplat? Nimic. Credeam că poate îți place o altă fată dacă tot glumești. Dacă tot glumești și chestii, mă gândeam că poate îți place o altă fată. Dacă glumesc, ce? Sau cu cine? Asta mă gândeam eu. Când păi te gândești la cineva anume? Ce, din casă? Spune-mi, hai să vorbim. Da, din casă. Și chiar nu vreau să dau nume și nu o să dau nume, că nu mai vreau. Păi nu, Ramona, lasă-l, trebuie să-mi dau nume. Nu, dacă mi-ai zis că nu, bine, am înțeles. Ok, nu, vreau să-mi spui ce. Cine? Ce, la fazele alea că îi fac eu lui Isabel, așa? Aia e? Alea sunt glumele? Tot, da, și te întrebam așa, să fiu sigur. Sau că ce, că am făcut chestia aia, gen, ne-a chemat și a trebuit să cobori o scările noastre și am zis că mă vede Ramona? Așa, pur și simplu. Și ce alte interacțiuni mai vezi pe mine? Mai vezi măcar schimbând vreo vorbă cu ea? Privirea ta. Lăsând la o parte că mă face pe mine că te-ai îngrășat și tot timpul îmi spune că-s gras și astea? Privirea ta. Privirea mea zice ce? Asta a fost? Da. Ei, află de la mine că și eu am o parte și să știi că încep să mă supăr pe tine. Și văd că te-ai schimbat puțin, să știi. Observ că te-ai cam răcit față de mine. Pentru că m-am săturat de locul ăsta, nu neapărat de tine. Și ce treabă are locul în sine? Mm-hmm. Este vorba despre loc sau este vorba despre noi? Este vorba despre loc. Chiar m-am săturat și nu mai am chef de nimic când vine petrecerea. Chiar nu am chef de ea. Pur și simplu, dacă m-ar lăsa să stau într-un loc liniștită, să stau eu cu partenerul meu și cu restul, nu m-ar deranja, ar fi mai ok. Chiar m-am săturat pe fiecare sâmbătă să fie muzică. Mă dor urechile și nu mai păi suport. Și eu te întreb, este vorba despre loc sau este vorba despre noi? Este vorba despre loc. Nu știu, ți-am spus, simt ceva în atitudinea ta. Da, că m-am săturat de locul ăsta. Nu. Atitudinea ta la general, simt că odată ești mai rece. Corectează dacă greșești, mi se pare că văd un pic de atitudine, văd un pic de orgoliu. Nu e adevărat, sunt rece doar dacă văd că, dacă mi se pare mie ceva cum mi s-a părut acum. Eu m-am retras la un moment, dar m-am îndepărtat, iar tu n-ai venit. Nu, pentru că așteptam să vii tu. Deci asta înseamnă un pic de orgoliu. Asta nu înseamnă că nu m-am uitat la tine, m-am uitat și am așteptat să vii tu, dar... Nu. Tu știi... nu aveai nicio treabă, pentru că tu așteptai să merg eu așteptam să vii tu și am venit amândoi până în pod. Nu, uite cum e chestia. Sunt dispus să fac foarte multe lucruri, dar doar pentru că am sentimente pentru tine și...
mi-am lăsat eu fixurile mele și am sentimente încă o dată și m-am implicat emoțional pentru noi până la urmă amândoi. Știi? Asta nu înseamnă că mi-a luat Dumnezeu mințile și gata, sunt orbit de tot. O să văd când ai să te schimbi și într-un mod aiurea. Da? Am să observ unele lucruri care nu îmi plac și cu care nu sunt de acord. Și o să ți le spun. Și o să mă aștept din partea ta că ai să mă înțelegi și ai să te conformezi la ceea ce îți spun. Emoțională. Dar problema sancțiunilor primite de Stelian și Ramona a revenit în atenția concurenților mai târziu. Ioi Mire, bă, Stelian, Ramona, nu, nu mă, dar nu mă, că vreau să... Bă, și voi sunteți belea să mă vă zice să nu mai vorbiți și voi vorbiți. Mai singurul lucru care mi-a spus Stelian, trebuia eu să discut ceva și mi-a zis să nu mai vorbim, că ne luăm amendă, stop. Da, mă, dar sunteți belea, mă, să mor eu dacă nu cer scuze, nu asta am vrut. M-a chemat odată. Băi, dar Stelian nu are vină, eu tot vorbeam. Nu, dă-ți scuze, nu, că n-am zis asta. Am și, ascultă, a stat... Nu mă interesează. S-a dus. Nu mai explica, nu mai vorbesc. Că nu mai contează. Am luat-o, n-am mai vrut, fain. El nu vorbea nimic, da? Eu vorbeam, pentru că nu mă simt bine, ok? Și voi ați nu mai contează, gata. S-a întâmplat, n-am ce să-i fac, da? Că pot să o corectez. Bă, nu mai, gata, mă, nu mai contează, gata. Dar și voi sunteți belea, mă, ați văzut că era o oră cântată. Da, ai dreptate, dacă aș putea să-l iau înapoi, le-aș nu, mă, probabil, oricum o să dea de ce a dat amendă și o să se vadă dacă s-a vorbit mai mult sau nu s-a vorbit mai mult, că eu nu cred că a dat ăla de nebun. Dar nu mai contează, gata. Lasă, gata, bă, am luat-o, nu știu, dacă e ceva, dacă e să pot să fac ceva, fac, dacă nu pot, asta eu e. Eu nu vreau să zic nimic în legătură cu amenda, mă doare undeva, și dar urât gestul, i-ai zis lui Raul, mar și ăla pe ring acolo și el nu-ți făcuse nimic. E, vine la mine și, pă, bune, ia fii atent, nu deci... Nu ți-a zis nimic, uite, doar, el vine la mine și eu îi zic, așa din neant, marș. Serios? Da, ai zis marș, păi nu se face. Tu jut? Și tu dacă vezi că el nu se poate corect. Dar el nu vorbea nimic, eu vorbeam singură. Ideea este că i-ai zis marș și nu-i frumos. Da, și eu l-am întrebat ce și tu m-ai tras deoparte atunci. Eu mi s-a părut că a zis, m-am auzit marș. E enervant. Și ia uite, extraordinar. Mamă, de serios că nu-i suport. Pe niciunul nu-i mai suport. Gata, iubire. Măi, Ramu, ce naiba înseamnă asta? Gata. Da, o discuție de cuplu, așadar, ai surprins niște priviri ale lui Stelian asupra lui Isabel? Sau hai să vedem ce discutați voi când n-aveați voie să discutați. Acum că știm subiectul. Da, îl întrebam, pur și simplu am avut eu niște nesiguranțe și îl întrebam pe el, pentru că el era singurul care putea să răspundă la întrebări. Păi despre el e vorba, na, el se uita dacă se uita. Și nu doar de asta, îl întrebam de ce înainte nu dansa, la un moment dat el nu dansa deloc. După... Și când s-a... Stai un pic. Deci era petrecere și Stelian nu dansa. Și a intrat Isabel pe ringul de dans. Și a început și Stelian să danseze, așa, like crazy. Nu, eu vorbeam de toată... Din toată istoria emisiunii? Da, pentru că de când este chestia asta cu ispita, m-am tot gândit și mă gândesc așa. Și ce? Stai puțin, zi raționamentul, că nu înțeleg. Deci el nu dansa și de când a început să danseze? De când a intrat Isabel în casa Mireasa, că nu înțeleg. După o perioadă. După o perioadă, a, vrea să o cucerească prin dans. Da, sigur m-aș discuta de mine. Bine, eu sunt convins și de asemenea am discutat împreună mai multe aspecte. Nu este vorba doar despre acțiunile mele, este un întreg, ca să spunem așa. Sunt și certurile și tensiunile din casă, este poate și monotonia. Ce era? Ce anume te deranjează? M-am săturat de casa asta, nu neapărat de și tine. Asta, deci... Adică nu neapărat de tine înseamnă și de tine, dar mai ales de casă. Nu, așa se traduce. Certuri și... Mie îmi spui... Ambianța locului. Și eu stau 3 ore aici. E ambianța locului care poate să fie dificilă, unele provocatoare. De asemenea, pot să înțeleg și nesiguranțele. Dar de ce? Hai să vorbim de nesiguranțe. Hai să o luăm așa, că nu vreau să facem un context, un conspect, pardon, din ce am văzut. Okay. Că am văzut cu toții. Ramona, ce anume din ce face, ce spune Stelian, te face pe tine să te gândești că i-ar plăcea de Isabel? Nu, el acum nu face nimic. Ce a făcut?
se comportă foarte frumos cu mine și încerc doar eu să-mi răspund la anumite întrebări. De ce înainte era foarte diferit, de ce acum este așa, este foarte atent, foarte iubăreț. Păi ori atent, ori e iubăreț, ori se uită la Isabel. Nu, da. Nu știu, așa mi se pare uneori. Că se uită la Isabel? Doar schimbarea mea asta, e... Și schimbarea lui asta și chestia cu ispita, mă gândesc. Da, multe lucruri, multe. Nu te pot ajuta. Și schimbarea este dintr-un singur motiv simplu și atât. Da, am sentimente. Sau le-am dat frâu liber sau fac ceea ce simt. Pe de altă parte, să-i dăm crezare, da? Nu ajută să spui că m-am săturat de locul ăsta, nu mai pot, nu mai... Că, na, voi sunteți aici, sunteți printre norocoșii care v-ați găsit. Nu sunt mulți care și-au găsit perechea. Da, uite, sunt câteva cupluri, ia uite. Dacă mă uit la ei, puțin de ei. Asta i-am spus și eu odată și pot să înțeleg nesiguranța. I-am spus că sunt alături, dar mai mult nu prea pot să fac. Adică să o înțeleg, să fiu lângă ea, să o sprijin. Sunt momente și momente, am zis, la bine și la greu. Ea poate transcede acum o perioadă mai dificilă. Sunt lângă ea, sunt împreună cu ea. O să înțeleagă, o să treacă și etapa asta de ispită, că sigur stă cumva cu... Și asta este o chestie, dacă stau să mă gândesc și din perspectiva unui bărbat, poate să fie dur așa, adică să fii trădat într-un final, da, uite, investi în sentimente și apoi să fii... Iar mă întorc la, la Robert și la Ionela. O să înțeleg. Robert era atât de convins că Ionela că încă și acum credea, acum două zile. Poți să înțeleg și să fiu și alături. Și a acceptat situația asta, adică nu știm. Sunt 50-50 șansele să fie sau să nu fie. Tocmai. Dar e valabil pentru toți ceilalți care sunt în situația lui, da? Exceptând cei asupra cărora am ridicat suspiciune, adică tu, Ionela și Alexandru. Restul... Și în regulă, lăsăm timpul, da, să lucreze pentru noi. Uh-huh. Dacă este să fim, vom fi. Da, corect.